a murit, iar altul a fost rănit grav după ce un apartament din Brăila a fost cuprins de flăcări. S-a întors iarna cu două săptămâni înainte de Paște, a nins abundent în mai multe județe din țară, iar temperaturile au scăzut semnificativ. Carnea, ouăle și alte alimente vor fi mai scumpe în acest an. Bugetul alocat pentru masa de Paște ar putea fi cu până la 50% mai mare față de anul precedent. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! O femeie de 95 de ani din Brăila a murit după ce apartamentul în care locuia a luat foc. A fost resuscitată pe scara blocului, dar medicii nu au mai putut să o salveze. Și fiul ei se află acum internat în stare gravă și el a fost resuscitat de mai multe ori. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Femeia și fiul ei locuiau la etajul 2 al unui bloc din Brăila. Amândoi se aflau în apartament când a izbucnit incendiul. Vecinii au sunat la 112 după ce au simțit miros de fum și au văzut flăcările. În momentul în care salvatorii au ajuns, atât femeia de 95 de ani cât și fiul ei erau inconștienți. Medicii au resuscitat pe scara imobilului, dar femeia nu a mai putut fi salvată. Pe bărbat l-au resuscitat de 4 ori și l-au dus la spital. Este în comă. De la balcon am văzut că iese fum și atât. După aceea am și târziu. Nu știu de la ce. Era mult fum. Da. Ne-a zis să ieșim afară, să eliberăm apartamentul. De aici. Și aici fum. Fum, după aia a apărut o flacără supra de ei. Și în restul că a venit pompieri și a pus apă. Eram în apartament la mine, de la balcon, și am văzut cum ardea. Și venise pompieri și să stingă spate acolo, ieșa flăcă. Apartamentul a ars în totalitate. Vecinii cred că incendiul a izbunit la un convector de căldură. Aveau căldură, aveau... Convector. Convector, da. Și e posibil de la acolo să fie apărut ceva? De la convector am auzit că s-ar putea să fi întâmplat. De la curent ceva, s-a întâmplat vreun scurt circuit, ceva. A fost la noi oprit curentul astăzi și mă gândesc să nu fi venit vreun buf de curent și să nu fi avut ceva deschis acolo să facă căldură. Din cauza fumului dens, misiunea de evacuare a locatarilor s-a desfășurat greu. Până când focul a fost stins, oamenii nu au avut voie să intre în clădire. Au intervenit 3 auto speciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o ambulanță SMURD și 2 ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean Brăila. În momentul în care echipajele inspectorate au ajuns la fața locului, scara era inundată cu fum, nu s-a putut interveni cu aparatele de respirat ale echipajelor. Pompierii urmează să stabilească cu exactitate care a fost cauza incendiului. Din ce în ce mai mulți români caută alternative la societățile care vând asigurări în țara noastră. Din cauza tarifelor mari, unii au găsit alte soluții și încheie polițele obligatorii cu companii de peste graniță. Cum e posibil acest lucru și ce spune legea, aflați imediat la Focus. Cu 2 săptămâni înainte de Paște, într-un sfert din județele țării s-a întors iarna. A nins în mai multe zone și temperaturile au scăzut considerabil. Pe șosele a fost nevoie chiar și de intervenția drumarilor. În ultimele ore a nins abundent și în masivul Postăvaru din Brașov. Oamenii din Straja nu credeau că vor mai auzi prea curând acest sunet. Erau convinși că a venit deja primăvara. La fel a fost și la Rânca, unde ore bune a nins fără oprire. Pe drumuri, stratul de zăpadă a ajuns la 15 cm, iar drumarii au fost obligați să iasă pentru dezăpezire. Au curățat șoselele și au împrăștiat materiale antiderapante. În ultimele 24 de ore a nins undeva la vreo 20-25 de cm. În acest moment, stratul de zăpadă este de 90 de cm pe platforma de la Bâlea Lac. Zăpada este grea, umedă. Va continua să ningă mâine noapte, deci se vor mai adăuga probabil un 20-30 de centimetri. Și în județul Brașov s-a întors iarna. La Postăvarul s-a depus un strat destul de gros de zăpadă. La peste 1700 de metri altitudine a nins în ultimele ore. Stratul de zăpadă are 5 cm, iar acum este ceață și bate vântul, iar temperatura este negativă. Frigul nu l-a oprit însă pe acest bărbat să iasă la o plimbare. A urcat și el la 1700 de metri altitudine și a fost încântat de peisajul de iarnă. Pentru Poiana Brașov e ceva normal. Sunt deja
de câțiva ani aici și văd periodic în aprilie, chiar pe la finele aprilie, să avem zăpadă pe vârfuri de munți. Noi ne-am pornit cu prietenul meu să privim un pic prin ceață, că ne place view, dar am prins, zic, hai să ne urcăm și sus. Și uite că am prins și ceva zăpadă, e fain. La Păltiniș, stratul de zăpadă măsoară 15 cm. Mai sus, la Bâlea Lac, a ajuns chiar la 30 de cm. Peisajul e de poveste. Nici în sud-vest, la Craiova, nu a fost mai bine, chiar dacă nu a nins, au apărut fenomene extreme. Un localnic a surprins un fenomen foarte rar în această zonă, o tornadă în localitatea Ișalnița. Oamenii spun că vântul a început să bată din senin și că totul s-a terminat foarte repede. Vremea nu se va schimba nici în următoarele zile. Pe parcursul următoarelor zile ne voi mai aștepta la ploi. Pe parcursul zilei de marți, mai exact, va ploua în toată țara. Ziua de joi va aduce o răcire a vremii în toată țara, astfel încât ne vom situa sub ceea ce ar trebui să avem în perioada respectivă. Veștile bune apar abia la final de săptămână. Se va încălzi, iar pe parcursul întregului weekend ne vom aștepta la valori de temperatură peste cele obișnuite în perioada respectivă și la mai puține precipitații. De 1 mai și de Paște, temperaturile vor crește din nou. Vom avea peste 20 de grade, temperaturi normale pentru această perioadă a anului. Demolare cu scandal la Timișoara. Autoritățile locale au dărâmat o poartă și un gard care erau construite ilegal și blocau de 20 de ani o stradă din centrul orașului. Până acum strada închisă era împărțită de două familii care o considerau ca făcând parte din curtea lor. Acestea ar face parte, potrivit localnicilor, din cunoscutul clan Cârpaci. În momentul în care proprietarii au văzut că autoritățile au început să demoleze, s-au revoltat și s-au luat la ceartă cu oamenii legii. Dimineață, la prima oră, utilajele municipalității de pe Bega au început să demoleze gardul din cărămidă. Proprietarul uneia dintre casele care exploatau ilegal strada primăriei s-a revoltat și a început să se certe cu primarul Timișoarei. Aici este cartea funciară pentru acest teren. Da. Proprietar, primăria municipiului Timișoara. Nu-i problemă, suntem de acord. Și chiar scrie strada Cezar. Un metru avem. Nu este un metru. Dar aici 736 de metri pătrați. Exact, de la vecinul, nu? Rapid, discuțiile s-au oprins, iar domnul din imagine a tunat împotriva edilului. Stai liniștit, bă, omule! Stai liniștit acolo în barca ta! Probabil ăștia mari... Stai că nu ești tu mare! Sunt alții mai mari în București! E de înțeles că cei care sunt vecinii sunt supărați, dar trebuie să respectăm legea. În CF scrie foarte clar primăria municipiului Timișoara că au fost alte vremuri în care astfel de situații s-au acceptat sau nu s-au reglementat, pot să înțeleg, dar vremurile s-au schimbat. Autoritățile spun că terenul pe care s-au ridicat poarta și gardul este în domeniul public, iar acum îl vor reda circulației. Strada închisă până acum are lungime de 50 de metri, o lățime de 16 metri și face legătura între bulevardul Loga și Parcul Copiilor. Terenul câștigat în instanță de administrația locală e situat între două vile din centrul orașului. Proprietarii lor sunt membrii importanței clanului Cârpaci, susțin localnicii. Ideea demolării acestor garduri a venit de la Curtea de Conturi. Ea a dat în urmă cu câțiva ani o măsură primăriei Timișoara de recuperare a unei străzi care apărea în niște planuri din anii 1940. Planuri care nu au mai fost duse până la capăt, mai ales că figura și un drum de-a lungul întregului parc. În urma acestei sesizări de la Curtea de Conturi, primăria a trebuit să vină să demoleze și să recupereze această stradă. Ea era închisă din anii 50. Strada a fost închisă prin politica pașilor mărunți. Încă din perioada comunistă a fost gătuită, iar închiderea ei s-a desăvârșit în ultimele două decenii prin construirea unor garduri de zidărie. Pentru ca strada să fie complet redată circulației, utilajele primăriei vor trebui să distrugă nu doar bucata de gard și poarta, dar și suprafața de 8 metri lățime din curtea proprietarului vilei și asta pe o lungime de 50 de metri până în Parcul Copiilor. Autoritățile spun că strada Cezar va deveni pietonală și în câteva săptămâni va fi redeschisă complet. Masa de Paște se aproape în fiecare an mai scumpă decât cea din anul precedent, dar acum creșterile par mai mari ca niciodată. Unele produse sunt chiar cu 50% mai scumpe decât în urmă cu un an. Potrivit estimărilor, bugetul pentru Paști va fi de cel puțin 500 de lei de persoană.
Cu două săptămâni înainte de Paște, românii încearcă să prindă cele mai bune prețuri la produsele necesare mesei festive. Numai că, indiferent cât ar căuta oferte bune, concluzia e aceeași. E mai scump ca anul trecut, e mai scump. Eu am o pensie mică și... Oricum e mai scump față de alți ani. Mai scump cum a fost până acum. Masa de Paște va fi mai scumpă cu cel puțin 25%. Cred că poate și undeva peste acest procent. Sunt produse care au crescut ca și preț de 30-35%. În piețe, carnea de miel, vedeta mesei festive pentru mulți, ajunge și la 46 de lei kilogramul. Anul trecut, românii au dat cel mult 40 de lei pe un kilogram. Mai scumpe sunt și ouăle. Se vând și la 1 leu și 40 de bani bucata. Anul trecut, cele mai scumpe ouă costau 1 leu și 20 de bani. Brânza de vacă, ingredientul principal pentru pască, costă și 35 de lei pe kilogram. Am luat două pulpe din spate. Și cât ați plătit pe asta? 45. 45 kg. Da, și am dat 450. Ne-au ajutat și copiii și am luat și noi un miel întreg, că ne întâlnim cu toții. Și cât a costat? 500 și un pic. Da. Care prețurile anul ăsta comparat? Foarte, foarte mari, foarte mari. Dar ce să facem? Suntem trei familii și am pus toți bani. Până de Paște, cel mai probabil, prețurile vor crește și mai mult. Foarte scump, 45, săptămâna trecută a fost 40, săptămâna asta 45, probabil că următoarea săptămână va fi 50. Așa că nu cred că am să cumpăr. O tentativă de majorare a prețului, peste tot a avut aceeași chestie, în speranța că vor face o afacere și vor câștiga mai bine decât sperau. Și de obicei, când prețul e prea mare, cumpărătorul face un pas în spate și schimbă mielul cu puiul sau cu altceva. Masa de Paște costă pentru o singură persoană cel puțin 500 de lei. Pentru două persoane cam cu totul de 1000 de lei. Ăsta e bugetul pe care am reținut și noi, strâng niște bani ca să luăm. N-am găsit miel, adică că e mai scump și am luat el. Mai ieftin puțin. Vreo 1000 de lire. Pentru câte persoane? 8. Iar situația de anul acesta este una deosebită. Sărbătorim Paștele pe data de 5 mai, iar în aceea săptămână este și sărbătoarea de Ziua Muncii, 1 mai. Asta duce la cheltuieli mari în această perioadă, inclusiv pentru tradiționalul grătar și pentru masa festivă. Mulți spun însă că nu își permit să celebreze ca în alți ani. Cu un pic de la 1 mai, un pic de la Paște și facem un întreg. Eu zic că e ok. Adică prețurile oricum sunt destul de ridicate și nu știu acum românii cât sunt dispuși să aloce pentru 1 mai și pentru Paște. Un echilibru între cele două și să reducem un pic ar fi ok. Le facem mai micuțe, mâncăm mai puțin, mâncăm mai bine, mai sănătos. Majoritatea vor face fragmentat, dacă pot spune așa, sărbătorile. Pe 1 mai vor ieși la o iarbă verde, la un grătar mai ieftin în jurul marilor localități. Și probabil sărbătoarea de Paște majoritatea o vor face în familie, așa cum spuneam, cu cheltuieli mai mici și cu cumpărături în cantități mai mici. Specialiștii din industria alimentară spun că pentru comercianți există riscul să rămână cu foarte multe produse în galantare. Din acest motiv, după Paște, prețurile unor produse ar putea fi mult mai mici decât acum. Aproape 1 milion de șoferi din România și-au făcut asigurare RCA la o societate cu sediul în străinătate. Polițele se pot încheia online, iar prețurile sunt uneori mai mici, motiv pentru care atrag din ce în ce mai mulți clienți români. Deși piața asigurărilor din România este ofertantă pentru mai multe companii din afara țării, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară privește cu reticență acest model de business. Legislația Uniunii Europene permite companiilor de asigurări să încheie polițe în orice stat membru, cu o notificare prealabilă a autorității de supraveghere. Momentan, două companii străine oferă astfel de servicii în baza pașaportului european. Numărul clienților a crescut de la an la an și acum dețin 10% din piață. Poate e un preț mai bun, da. Și cred că e valabil pentru toată lumea. Dacă ar fi mai ieftin, da. De ce nu? Oricum sunt prea mari asigurările la noi în România, doar ce am făcut-o. 18 milioane jumate pentru un an mi se pare mult. Clar, vă dați seama, da. Din prisma faptului că ar fi mai ieftin, da, normal. Dacă la noi se face ce se face, în afară. Deci n-ați avea încredere în caz de daună? Nu. Ei operează pe o infrastructură mai restrânsă.
De altfel, într-un fel, aceste costuri mai mici de operare se reflectă în mod normal și în tarif. În plus, din iulie ar urma să intre și o a treia companie străină, o societate din Bulgaria, care a promis deja prețuri mai mici, cel puțin pentru autoturismele de mare tonaj. Totuși, mulți broker evită să vândă polițele asiguratorilor străini. Activitatea este reglementată și supravegheată de către autoritățile corespondente ASF din țara de origine, iar dacă vor apărea probleme, asigurații sau păgubiții vor trebui să facă demersuri în țara respectivă. Și reprezentanții serviciilor auto susțin că una dintre cele două companii rezolvă mai greu dosarele păgubiților. Într-adevăr, sunt niște probleme cu plățile, cu cuantumul lor în primul și în primul rând, cu cuantumul plăților și, pe de altă parte, chiar și cu termenele. Termenele de plată sunt puțin cam lungi, mai lungi decât la companiile care activează pe piața românească. Problema de neplată sau problema de nefuncționalitate este mult mai greu de gestionat. Deși pe piața RCA din România sunt puține companii, iar lipsa concurenței duce la prețuri ridicate, ASF nu susține asiguratorii care operează în baza pașaportului european, adică de pe teritoriul altor state. Avem în mod clar, să spunem, o anumită reticență legat de modelul Freedom of Service. Pentru că nu e caracter temporar, când intri pe piața RCA este o activitate de lungă durată, de ani de zile. Volumele de regulă sunt mari și frecvența, numărul de clienți de asemenea este unul mare și, prin urmare, este un model, să spunem, de business și operațional inadecvat. Potrivit publicației Libertatea, fiecare șofer din România plătește pentru asigurare obligatorie cu 130 de lei mai mult pe an din cauza falimentelor City Insurance și Euroins. În total, pagubele celor două companii depășesc suma de 1 miliard 300 de milioane de euro. Banii sunt plătiți din fondul de garantare a asiguraților. A fost alertă pe aeroportul din Iași seara trecută un avion cu 220 de oameni la bord care trebuia să ajungă la Chișinău. A aterizat de urgență din cauza unei alarme cu bombă. Autoritățile române au activat imediat planul roșu de intervenție. Aeronava cu destinația Chișinău plecase din Londra. Pasagerii nu au știut ce se întâmplă. Piloții au comunicat doar decizia de aterizare în România, la Iași. Ce v-au spus în avion? De ce a aterizat? Ce face securitate? Serios? Programat. Nu ne-au zis nimic. De o verde cu bombă v-au spus? Nu ne-au zis nimic. Ajungem de la Londra și vreau să ajung la Chișinău. Și ce v-au spus, doamnă? Eu nu prea înțeleg engleza și au spus că ceva la aeroport s-a întâmplat. Pasagerii spun că avionul s-ar fi rotit deasupra Iașului timp de o oră și ar fi auzit că este vorba de o alertă cu bombă în Republica Moldova. Și trebuia să aterizați la Chișinău. La Chișinău, da. Mi-au spus că e alertă, să prinde poliție. 220 de oameni care se aflau la bordul aeronavei au fost debarcați în terminalul pentru zborurile non-Schengen. În urma alertei cu bombă s-a activat imediat planul roșu și toate forțele de intervenție au fost mobilizate la aeroportul Iași. Toți pasagerii au ajuns la Chișinău cu câteva autocare puse la dispoziție de compania aeriană. O primărie din Dolj a fost distrusă după un incendiu izbucnit în podul clădirii. Localnicii spun că focul ar fi fost pus intenționat de edil și de viceprimar în încercarea de a șterge urmele unor activități ilegale din instituție. Conducerea primăriei afirmă însă că totul a pornit de la sobele care încă funcționează din cauza temperaturilor scăzute și că nu au fost distruse documente importante. Focul a cuprins rapid acoperișul primăriei comunei Pleșoi din Dolj. Focul a izbucnit dimineața, iar angajații au alertat pompierii. 4 autospeciale de stingere au intervenit. A ajuns la fața locului, incendiu se manifesta violent la nivelul acoperișului, pe aproximativ 150 de metri pătrați, cu posibilități de propagare la etajul 1. S-a prăbușit tavanul, fiind șubret, căldirea din 75, de cât am înțeles. S-a întâmplat totul foarte repede. În 10-15 minute s-a prins flacăra din pod și a trebuit să părăsim clădirea. S-a văzut de sus, de la coșuri s-a văzut flacăra din pod. A luat foc în pod, sus nu e placă. Jos, deasupra parterului există o placă de beton. Sus e clasic, deci scândură cu griz de brad și ăla au luat foc și s-a accentuat până ar veni pompierii. Asta este. Primarul spune că în camerele afectate de incendiu nu erau documente importante. Spre norocul nostru e că nu s-au deteriorat documentele importante. Deci arhiva de evidență a populației a rămas de sute de ani, a rămas la parter, unde n-a ajuns focul la parter. E vorba numai de câteva registre agricole,
și documentele pentru APIA. Totuși, unele acte, chiar dacă nu au ajuns focul la ele, au fost distruse de apă și spuma pompierilor. Toată arhiva acum este supusă acțiunii APE și eu trebuie să iau niște decizii ce fac cu ea. Deci asta e problema mea acum. Localnicii cred că focul a fost pus de o mână criminală, iar în acest fel s-ar ascunde mai multe nereguli. Ei de telefon, primarul și vicele. Asta a fost falsificat în acte. Asta e toată treaba la ei. Și acum să nu se dovedească și asta e de telefon. Așa cred eu și toată lumea crede așa. Să iau foc de la coș, nu există așa ceva. La câte fac, câte mâncătorii vă fi? E de 50 de ani făcută această... Nu s-a dat nici cu vară niciodată pe ea de când de primărie aici, de 20 ceva de ani. Intervenția pompierilor a durat aproape 3 ore. Autoritățile locale caută acum un alt sediu în care să-și desfășoare activitatea. Incident grav la barajul Vidraru. O turistă a fost mușcată de un urs după ce a scos mâna pe geamul mașinii pentru a-i face o poză. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Mai multe informații despre acest subiect are colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună seara! În ce stare este femeia? Bun găsit, Andreea. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 de ani, cetățean străin. Ea a fost preluată de un echipaj smurt și transportată la cel mai apropiat spital. Când au ajuns salvatorii, femeia avea mai multe plăgi la mâna dreaptă produse prin mușcătură. Ea era conștientă și a reușit să vorbească cu salvatorii în limba engleză și să le explice ce s-a întâmplat. Femeia era în vacanță în România și a mers la barajul Vidraru. La un moment dat, pe drum a apărut un urs. Pentru a imortaliza momentul, turista a scos mâna pe geamul mașinii pentru a-i face o poză. În acel moment, ursul a atacat-o și a mușcat-o de mână. După incident, autoritățile din zonă au emis un mesaj ro-alert prin care oamenii erau avertizați de pericol. Din păcate, nu este singurul incident de acest fel. În luna august a anului trecut, în timp ce traversa Transfăgărășanul pe motocicletă, un turist a văzut un urs și a oprit să-l hrănească. Ei bine, animalul s-a repezit spre el, însă, din fericire, turistul a reușit să scape. Andreea? Amalia, mulțumesc. Un drum important din Iași s-a surpat la aproximativ jumătate de an de la inaugurare. A fost modernizat cu fonduri europene și este cel mai mare proiect de infrastructură din zonă, având o valoare de 100 de milioane de euro. Șoferii se tem ca nu cumva să se surpe drumul de tot, pentru că în fiecare zi mai cade câte o bucată de asfalt. Intră mâna cu totul. Intră piciorul. Așa arată craterele din asfalt din zona Movileni, o zonă care aparent este cunoscută pentru alunecările de teren. Șoferii care trec pe acolo nu-și explică cum de poate arăta așa la doar 6 luni de la inaugurare. Probabil studiul geotehnic n-a fost bine făcut, presupun eu, și consultul a avut totuși o parte din vină. Așa, zic, periculos. Abia l-a terminat. Cât ați așteptat drumul ăsta? Probabil au fost ani de lucrări și... Mult. Era dezastru pe aici, dar lucrul mai rău. Că la români nici unde. Nu-i ca în afară. Mântuială și înainte. Da, așa e românul. Sunt cu deamoca drumul. Repede așa rău. Când drumul să aibă o garanție, oarecum nu îl facem asta și trei ani repar. După jumătate de an, practic. Da. Reprezentanții Consiliului Județean Iași spun că în zona respectivă ar fi vorba de o tasare naturală care apare atunci când plouă. Problema poate fi remediată însă abia după ce vremea se încălzește. Imediat ce se termină ploile se intervină. Nou constructorul ne-a semnalizat că este deja în teren e mobilizat în teren și se aprovizionează cu materiale. Eu cred că până la finalul acestei săptămâni lucrurile se vor rezolva. Drumul a fost modernizat în urmă cu jumătate de an cu fonduri europene. Acum, pentru lucrările de reparație, nu va mai fi nevoie de fonduri suplimentare, pentru că bucata de drum se află în garanție. Armata rusă încearcă să provoace daune cât mai mari Ucrainei și să cucerească noi teritorii pe front înainte ca Statele Unite să trimită noul ajutor militar aprobat. Ce regiuni au fost atacate și când ar trebui să primească soldații ucraineni în întăriri? Aflați imediat în jurnal. Statul trebuie să strângă cât mai mulți bani la buget, iar pentru asta trebuie să taxeze orice activitate aduce venituri. Mai nou, fiscul a anunțat că își concentrează atenția pe coafeze, manicuriste și frizeri. ANAF a început o campanie prin care și-a propus să învețe pe cei care lucrează în industria înfrumusețării cum să-și achite dările de pe urma serviciilor prestate. Programul vizează persoanele fizice, dar și pe angajatori.
Inspectorii ANAF îi îndeamnă pe client să ceară bonul fiscal de fiecare dată când primesc servicii în acest domeniu, dar încearcă să le convingă pe manicuriste, coafeze și frizerițe să respecte legea și să nu lucreze la negru. Potrivit studiilor, există 14.000 de firme și aproape 40.000 de profesioniști în această industrie. Oficial nu există cifre despre nivelul evaziunii fiscale, dar se presupune că e mare și nu sunt mulți specialiști care plătesc taxe. Bună, fetelor! Astăzi începem cursul și vreau să vă spun că primul lucru pe care trebuie să-l faceți și este foarte important în acest domeniu este să intrăm în legalitate, da? După să sterilizăm totul. Gianina Dinu are 34 de ani. De mai bine de jumătate de viață, adică de la 17 ani, este manicuristă. De 3 ani a devenit și trainer. Spune că e responsabilă și plătește impozit pentru toate veniturile pe care le încasează. Trebuie să ne conformăm. Am preferat să fiu în legalitate. Pentru mine prima dată au fost importante acte și după ce am avut toate actele în regulă, am dat drumul la academie, consider că e mult mai ok așa. Și așa am simțit că pot să evoluez, pentru că tot timpul pot să ies pe story, pe TikTok, pe Facebook, Instagram și să spun ceea ce gândesc și să-mi prezint ofertele, fără să-mi fie frică de absolut nimic. Cele mai multe dintre manicuriste lucrează și de acasă, chiar dacă au rămas angajate ale unor saloane. Unele chiar se laudă cu acest lucru. Analiștii economici și trainerii spun că, în ciuda beneficiilor pe termen scurt, neglijarea obligațiilor fiscale poate să aducă amenzi usturătoare. Chiar în prima zi de curs de bază vorbim despre treaba asta și le recomand fetelor să-și întocmească actele necesare, să lucreze corect. E foarte important. PFA, firmă, fiecare își face ce dorește, da? Trebuie să avem cameră de sterilizare obligatoriu. Le spun tot timpul, dacă își închiriază spațiu, se intereseze foarte bine ca să poată să-și ia tot ce le trebuie de la DSP, să fie legalitate și norme. Fuga asta de plata impozitelor ajunge la un moment dat să ne prindă din urmă. Și atunci suferința e mai mare decât dacă ne-am... Mai ales că impozitul pe venit e de 10%, problema, adică mic. Problema mai delicată apare când, pentru că serviciile astea sunt în special făcute către persoane, persoanele nu deduc TVA-ul, în momentul în care se depășește plafonul de 300.000 de lei pe an. ANAF promite că informarea adecvată va reduce riscul de amenzi în urma unor controle fiscale și va asigura o concurență corectă în acest sector de înfrumusețare. Primăvara este sezonul alergiilor, acestea sunt tot mai frecvente și au urmări din ce în ce mai grave. Căldura neobișnuită din această primăvară a provocat o explozie a polenului, care a afectat oameni care până acum nu aveau aceste sensibilități. Polenul florilor și praful produc alergii pentru unul din patru români. Unii sunt afectați grav și ajung să dezvolte astm. Primii care înfloresc sunt arbori. După ce se termină cu polenul de arbori, apare polenul de graminei. Cauza încălzirii bruște a vremii de anul acesta s-au cam suprapus. Avem cazuri mai severe, exacerbări de astm, obstrucție nazală totală, deci efectiv ajung să nu mai poată respira. Zilnic văd aproximativ 20 de pacienți. Numărul este destul de mare. Schimbările climatice au făcut ca sezoanele de polen să fie mai lungi. În acest fel, expunerea e mai mare și alergiile aduc forme severe. Cei mai afectați sunt cei care locuiesc în mediul urban, unde polenul se împrăștie mult mai greu din cauza construcțiilor. Specialiștii sunt alarmați de faptul că a crescut numărul persoanelor alergice, în jur de 20 de pacienți pe zi. Mihai e unul dintre cei afectați. Urmează un tratament prescris de medici. Mi se înroșesc foarte rău ochii și îmi vine să strănut în continuu. Da, bine, am astm pe fond alergic de mic copil, deci am alergii de mic copil, nu de acum. Fac un tratament cu niște pastile și să iau 10 zile, una în fiecare zi și apoi pauză 2 luni, iar tratament, iar pauză 2 luni, dar eu fac asta constant, nu doar în perioada asta anului. Ca el însă sunt mulți alții. Nu știu exact, n-am descoperit, îmi apar tot felul de bubițe. Alergia care ne... Într-adevăr, ne atacă în momentul respectiv. Este alergia asta de primăvară. Uitați, ochii mei sunt leclinați. Alergologii recomandă celor care dezvoltă asemenea reacții să nu întârzie vizita la medic. În funcție de simptome, medicii recomandă tratament personalizat. Simptomele sunt destul de simple. Unii își caută pe Google simptomele și deja au o suspiciune strănută, îi mănâncă nasul, ochii, dar simptome persistă mai mult de 2 săptămâni, deci seamănă uneori cu o banală răceală și se repetă periodic. Simptomele, v-am zis, pot să meargă până la crize de astm și sufocare. Bolnavul alergic trebuie văzut în complexitatea lui de către un medic alergolog care poate trata toate aceste simptome ale alergiei, o boală cu mai multe fețe.
Mai sunt anumite tratamente de desensibilizare sau imunoterapie alergenică care obțin toleranță la alergeni fără a mai avea nevoie de picături sau spray-uri. În unele situații, planul de tratament poate să dureze și câțiva ani. Copii cu cerințe educaționale speciale. 100.000 de copii cu CES în România. Copiii cu CES au nevoie de ajutor. Astăzi, la Focus. Comerțul mondial este grav afectat de conflictele din Marea Roșie din cauza riscurilor de pe mare, în principal cauzate de pirați și teroriști. Navele de mărfuri aleg să ocolească ruta tradițională prin canalul Suez, iar întârzierile pot să ajungă și la aproape două luni. România nu face excepție, mai ales că portul Constanța este unul dintre cele mai importante din Europa. Țara noastră importă bunuri de peste 6 miliarde de euro din China, iar telefoanele, husele, hainele și electrocasnicele, cele mai populare dintre ele, s-ar putea scumpi în următoarele luni. Fie că vorbim despre mâncare, haine, produse electronice sau materiale de construcții, toate acestea s-ar putea scumpi în perioada următoare dacă sunt made in China. Transportul acestor bunuri este mai costisitor din cauza riscurilor de pe mare. Cel mai bun indicator pentru a evalua o potențială creștere de preț este costul unui container. Înainte de situația din Marea Roșie, costul unui container mare de 40 de picioare era undeva la 2.500-3.000 de dolari, cel mic undeva la 1.500-2.000 de dolari și din luna ianuarie acestui an costurile au explodat practic, s-au triplat, în jur de 3.000-4.000 de dolari pe containerul mic și 6.000 de dolari pentru cel mare. În anul 2023, România a importat bunuri din China de peste 6 miliarde de euro. Cel mai mult am cumpărat echipamente electronice și electrocasnice. Valoarea totală a fost de peste 2 miliarde de euro. Companiile românești au mai importat și mobilier în valoare de 220 de milioane de euro, articole din fier și oțel, haine, jucării și încălțăminte. Majoritatea acestor bunuri sunt transportate pe mare. Restul importurilor reprezintă utilaje și piese folosite de companiile din industrie. Ruta aceasta navală începe de pe coasta de est a Chinei, trece prin Marea Chinei de Sud, prin strâmtoarea Malacca, Oceanul Indian și ajunge în Golful Aden și aici se bifurcă către Marea Roșie și Canalul Suez, ajungând în Marea Mediterană. Dar înainte de a ajunge în zona Canalului Suez, multe dintre navele care transportă containerele pline cu mărfuri sunt atacate de rebelii Houthi în Marea Roșie, organizație teroristă care este finanțată de Iran și sprijină Hamas în războiul din Gaza, așa că ruta tradițională a devenit mult mai periculoasă. Au decis să ocolească între continentul african ca să nu mai putând prin Canalul Suez să evite astfel probleme cu teroriștii din Yemen. Se preconizează o creștere estimativă de 15%, asta cel puțin la partea de transport maritim. Asta înseamnă că fiecare piesă de mobilier, fiecare aparat electronic, fiecare tricou sau jucărie dintr-un container va costa la raft cu cel puțin 15% mai mult. Iar la toată această situație se adaugă și o creștere a timpului de transport, care din cauza noilor rute ajunge de la 30 la 60 sau chiar 80 de zile. Rebelii Houthi atacă vasele, în special vasele europene, vasele americane, din dorința de a trimite un mesaj, să spunem așa, către vest pentru atacurile izraeliene din Palestina. Au crescut și costurile asigurărilor de transport. Deci produsele acestea au devenit mai scumpe, teoretic. Asta înseamnă că până la finalul conflictului din Orient sau până la intervenția directă a Chinei pentru a pune capăt tuturor acestor tensiuni geopolitice și economice, aceste probleme vor continua. Experții logistică spun că scumpirile se resimt odată ce produsele ajung pe piață și încep să fie comercializate la raft, deci cu o întârziere de o lună, poate chiar două. Rușii se grăbesc să atace Ucraina și să provoace pierderi cât mai mari înainte ca regimul Kievului să primească mult așteptatul ajutor militar din partea Statelor Unite. Regiunile Odessa și Herson au fost vizate de atacuri cu zeci de drone. Tot pe front, rușii s-ar pregăti să cucerească încă o localitate din estul Ucrainei. Președintele Zelenski le cere și altor state să trimită arme. Iar Rusia amenință din nou Occidentul cu un conflict nuclear doar pentru că ajută militar Ucraina. Toate dronele lansate spre Odessa au fost distruse, însă resturi au căzut și au avariat mai multe depozite și o fermă. În Herson, mai multe proiectile au căzut peste case și au provocat incendii. Doi oameni au fost răniți. Pe front, situația nu s-a schimbat prea mult. Armata rusă continuă să înainteze în est în regiunea Donbass. Soldații ucraineni așteaptă însă noile obuze și artileria pentru contraatac. Redu-mă!
Швидко дойдуть до фронту. Буквально в той же день, як і приїдуть в Україну. Розгрузять і одразу ж будуть відправляти по бригадам, щоб була робота, щоб стріляти. Або... Я би не сказав, що я там прям аж сіяю від радості і так далі, але це добре. Моя думка, це добре, що підписали пакет допомоги, що у нас буде чим стріляти. Це дуже добре. Într-un nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului, ajutorul de 60 de miliarde de dolari va permite armatei Kievului să se odihnească, dar nu va schimba situația de pe front prea mult. Ucraina are în continuare deficit de personal, chiar dacă legea pentru mobilizare a fost înăsprită. Nu e șcajul. Este uholile pranșe, tot ce sunt poziții bine menșe cu nașii păzdavale, metodap... Может быть, даже и взяли бы что-то. Володимир Зеленский l-a cerut Statelor Unite să livreze rapid armamentul din pachetul militar, mai ales că rușii vor să cucerească orașul Chasiv din estul Ucrainei, după ce au preluat controlul unei așezări situate la vest de orașul Bahmut. Не вистоє, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. А тому що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. В НАТО вони або не в НАТО, його це не цікаво. Він не боїться країни НАТО. І тому це його стратегія. Безумовно, після Балтійських держав під ударом буде і Польща, і частина Німеччини. Pe de altă parte, din Rusia vin tot mai multe amenințări. Ministrul rus de externe a avertizat din nou că sprijinul acordat Ucrainei de SUA, Franța și Marea Britanie alimentează riscurile unui conflict nuclear. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато catastrofическими последствиями. Declarația vine și în contextul în care președintele Poloniei Andrei Duda a anunțat că este gata să găzduiască arme nucleare pentru a întări flancul estic al NATO. Potrivit lui Duda, Rusia militarizează tot mai mult enclava Kaliningrad și este pe cale să transfere arme nucleare în Belarus, două teritorii vecine cu Polonia. O mașină de curs a scăpat de sub control și a lovit în plin o mulțime de spectatori. Organizatorii au oprit întrecerea, iar autoritățile s-au grăbit să ajute victimele. Bilanțul victimelor și întreg filmul tragediei imediat în jurnal. Vă aștept! Caz incredibil la Botoșani, unde o femeie în vârstă de 41 de ani a reușit să scape de o tumoră gigant. Starea de sănătate a femeii era atât de gravă încât abia mai putea să se ridice din pat dimineața. Din cauza fricii de spital și de medici, femeia nu a vrut inițial să se salveze. Din fericire, în urma insistențelor soțului, dar și a medicului de familie, femeia a fost dusă la spital, iar medicii au reușit să opereze și au extirpat tumora. Acum femeia este bine și gata să-și înceapă din nou viața, după ce a pierdut jumătate din greutatea corpului în urma operației. Și când m-am văzut, am simțit că am născut a doua oară. M-am născut a doua oară. Povestea femeii începe în urmă cu 2 ani, când kilogramele se adunau unul câte unul, dar fără nicio explicație. Așa că a mers la medicul din localitate, pentru analize. Analizele super bine, ecografia, mișa niște chistulele și un pic de lichid. Și a venit a doua zi cu analizele și mi le-a adus, a zis că-s bine, s-s ok tot. După aceea, azi că trebuie să mă duc să fac RMN-ul ăla. În tot acest timp, femeia era teamă că va ajunge pe un pat de spital. Simțea că în organismul ei se întâmplă ceva, dar din cauza fricii a amânat cât a putut de mult investigațiile amănunțite. Înainte de operație, femeia a trăit un chin permanent, respira din ce în ce mai greu, iar tumora gigant de 40 de kilograme a ajuns să-i apese pe organe, pe aortă și reprezenta un risc major pentru viață. Și mi-a spus, ori te operezi acum, ori dacă nu este riscul, poți să mori în fracțiune de secundă. Că nu vreau să accept internarea, să accept doctorii. Am un băiețel de 19 ani și pentru băiat am venit, pentru că mi-a zis copilul meu, dacă mă iubești cu adevărat, fă-o pentru mine. Și pentru fiul ei a făcut-o. Femeia a trecut printr-o intervenție complicată, care a durat ore, însă totul a decurs perfect. Pacienta se află acum în afara oricărui pericol și privind în urmă își dă seama că ar fi putut salva mult timp și s-ar fi putut scuti de un chin inutil care a dus-o într-un punct critic. Și la o simplă tăietură, la unde e să vină. Să nu face de zi cum a făcut-o. La circa o oră după operație, pacienta era
ok, în reanimare, pacienta cântărea 130 de kg. Acum avem un minus de 45 de kg, sunt nerăbdători ca în zilele următoare să o cântărim cu același cântar. Greutatea femeii a ajuns aproape la jumătate, are acum 76 de kilograme și este de așteptat să mai scadă până la externare. Tumora este una dintre cele mai mari extirpate în județul Botoșani, dar și la nivel național. Tragedie la un raliu în Sri Lanka. 7 oameni și-au pierdut viața după ce o mașină de curs a ieșit de pe traseu și a intrat în mulțime. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Alți 20 de oameni au fost grav răniți. Printre morți se numără 4 oficiale ai cursei și spectatori, printre care o fetiță de 8 ani. Cursa a fost anulată imediat după accident. Poliția a deschis o anchetă, însă deocamdată nu se știe cauza accidentului. Cursa era organizată de armata din Sri Lanka și peste 100.000 de oameni veniseră să urmărească întrecerea. China se confruntă cu inundații de amploare. 127 de milioane de oameni sunt afectați în regiunile de est ale țării. 10.000 de persoane au fost deja evacuate din calea apelor. Autoritățile spun că inundațiile sunt cele mai grave din ultimii 50 de ani. Provincia Guangdong, cea mai prosperă și cu cea mai mare populație din China, este afectată de ploi și inundații catastrofale. A plouat torențial timp de 2 zile, iar guvernul a declarat stare de urgență în regiune. Puhoaiele de apă au fost atât de puternice încât au măturat tot în calea lor. Viturile au surprins mai mulți oameni care se aflau în mașinile lor. Autoturismele au fost luate de apă. Peste 82.000 de oameni au fost deja evacuați din regiune. Sute de râuri s-au revărsat, iar inundațiile au ajuns în marile orașe. Apa măsoară chiar și 2 metri. Localnicii spun că nu au mai văzut astfel de inundații. De câteva luni, China se confruntă cu condiții meteorologice extreme. Meteorologii chinezi spun că ploile abundente vor continua și în zilele următoare, iar țara s-ar putea confrunta cu cele mai grave inundații din istoria recentă. Astăzi se sărbătorește Ziua Pământului. În fiecare an, în această zi, se trag semnalele de alarmă în privința sănătății planetei. Fenomenele extreme din China sunt doar un exemplu al consecințelor schimbărilor climatice de care omenirea este responsabilă. La Dolce Vita nu va mai fi la fel vara la Milano. Consumul de înghețată, pizza și băuturi alcoolice va fi interzis pe străzi după 12 noaptea. Asta după ce locuitorii din mai multe cartiere s-au plâns că nu se mai pot odihni din cauza zgomotului. Italienii sunt revoltați de această decizie. Autoritățile din Milano au fost desigur criticate după ce au declarat război înghețatei, dar și pizzei. În Milano, autoritățile încearcă să-i ajute pe cetățeni să doarmă mai bine și să calmeze viața de noapte. Totul printr-o ordonanță care va interzice vânzarea și consumul de alimente și băuturi de orice fel, alcoolice și nealcoolice la pachet. Gelateriile, barurile și restaurantele din 12 cartiere milaneze vor trebui să se închidă la miezul nopții, începând cu 17 mai și până pe 4 noiembrie. Interdicția se va aplica începând cu ora 00:30 în zilele lucrătoare și cu ora 1:30 dimineața în weekend, în speranța că străzile vor fi eliberate de oameni. Italienii, atât localnicii cât și comercianții, sunt indignați de această decizie. È un po' un'assurdità, una delle tante della giunta comunale. Trovo che questa cosa non sia giusta perché noi paghiamo lo spazio esterno. Così vanno a penalizzare i lavoratori onesti, quelli che pagano le tasse. Primarul Giuseppe Sala a apărat măsura, sublinind că vrea să protejeze odihna localnicilor. El a spus că administrația s-a gândit la aceste măsuri după ce a primit sute de reclamații de la rezidenți că nu se pot odihni. Io ho un'attività, ho speso dei soldi e tu comune perché non sei in grado, ripeto, di gestire la situazione, chiudi. Però le tasse me le chiedete uguali. La rândul său, viceprimarul pentru siguranță publică a susținut că măsurile vor crea un echilibru între distracția unora și nevoia de liniște a celorlalți. Ordonanța, chiar dacă nu este încă aprobată, a stârnit zeci de controverse. Gelato dopo mezzanotte va. Senza ombra di dubbio, sì. Soprattutto quando inizia a fare caldo. Tutti dentro non ci stare. Però secondo me solo che va scritta meglio la legge. Italienii nu sunt singurii revoltați de turismul în masă. Zilele trecute în Spania și în insulele Canare, oamenii au ieșit în stradă și au protestat pentru că turismul excesiv le dă viețile peste cap.
O nouă șansă pentru copiii cu nevoi speciale, acolo unde sistemul educațional de stat eșuează. Specialiștii unui centru intervin și obțin rezultate spectaculoase cu copiii în care cei mai mulți își pierd încrederea. O poveste emoționantă imediat în reportajul Focus. Vă aștept! Pentru zeci de mii de copii din România, viitorul pare a fi sumbru. Sunt copiii cu cerințe educaționale speciale, care își găsesc cu greu locul în școală și în comunitate. În ajutorul lor a luat naștere un centru, al cărui misiune este să le ofere acestor copii șansa la o viață mai bună. Mâna dreaptă pe urechea dreaptă. Pe aceeași parte. Am zis că suntem pe aceeași parte, dar ai emoții. Ce ai făcut astăzi la școală? Cum a fost? Vreau să povestești. Bine. Ce înseamnă bine? Adică, ai scris, ai citit, ai desenat. Da. Nicolas este în clasa a doua. Este unul dintre copiii cu cerințe educaționale speciale. El se confruntă cu dificultăți de învățare. Mama lui și-a dat seama că este o problemă atunci când băiatul a început clasa pregătitoare. Nu participa la ore, nu era atent, nu deranja. Nu putea să scrie, adică nu reținea numerele, cifrele. Pe baza asta de învățare. Adică îi spunea acum o literă, instantaneu o uita. Doamna învățătoare ne-a spus că nu e ceva, nu e ok și am văzut și noi, făcând teme și așa, că nu este ok. Și am pornit demersurile. Alexandra și-a dat seama că la școală Nicolas nu va putea face față singur. Așa a ajuns la centrul Wonder, un centru care oferă gratuit terapie, consiliere și suport copiilor cu CES. De atunci, viața lui s-a schimbat. Progresele sunt remarcabile, iar copilul poate să pronunțe cuvinte și să numere singur. Hai să spunem un cuvânt care începe cu silaba ma. Gândește-te. Foarte simplu. Mama? Tare. Mama. Descurcă, adică știe literele, numerele, că nu reținea numerele, adică este de la evoluție mare, adică unde nu știa absolut nimic, că nu le reținea pur și simplu. Acum se descurcă și cu scrisul de mână ok, fără susținerea mea, că scria mână peste mână, scrisul de mână, este din ce în ce mai cu pași mici, dar o să facem față. Cel mai mare ajutor al lui Nicolas a fost Florentina. În peste 20 de ani de activitate, i-a reușit să schimbe viața copiilor cărora nimeni nu le mai dădea vreo șansă. Este provocator pentru că ei întrunesc un tablou foarte complex. Nu sunt doar cu o tulburare, ci în timp, dacă parcursul nu este ok, se acumulează și dificultăți de dezvoltare emoțională, apar comportamente care nu sunt neapărat pe linia așteptărilor, nici din partea părinților și nici din partea societății. România, 100.000 de copii au cerințe educaționale speciale. Dintre aceștia, în jur de 55.000 frecventează învățământul de masă. Din păcate, pentru ei, numărul profesorilor formați pentru lucrul cu copiii cu dizabilități sau cei cu CES este extrem de redus. Părinții își pot da seama de problemele copiilor chiar din primii ani de viață. Fie de la naștere, încă de la naștere se face acel screening pe toate organele de simt și putem ști încă de la naștere dacă copilul are cumva o dizabilitate. De exemplu, testul auditiv. Putem ști încă din maternitate dacă există o deficiență a auzului pentru copilul nostru. În general, părinții își cunosc bine copilul. Dacă a apărut la un moment dat sau dacă pe parcursul timpului li s-a părut că ceva este în neregulă, imediat ar trebui să meargă cu el la medic. În centrul Wonder, prin jocuri, cei 70 de copii înscriși deja reușesc să treacă peste tulburările comportamentale și emoționale pe care le au și să învețe din ce în ce mai bine. Dacă este să mă gândesc la cazurile cu care am luptat eu, primul câștig a fost încrederea în sine și relaxarea în relația cu școala. Ei nu au mai văzut școala ca pe un dușman, să zic așa, sau ca pe o instanță care vine doar să-i sancționeze, pentru că aici au învățat ce înseamnă succes. Copiii sunt minunați. Pur și simplu sunt minunați. Au universul lor care este cei drept puțin bulversat, dar noi îi ajutăm să-și găsească drumul, de asta suntem aici. Și pentru părinți există ședințe de consiliere psihologică. Sunt situații destul de grele, care și mie mi-este foarte greu să le depășesc
pentru ea. Sunt situații ușoare, trecem repede. Cere afecțiune fizică de la dumneavoastră, momentele alea, îmbrățișări? Da, are momentul în care este... Pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă copiii cu CES și familiile lor, reprezentanții asociației au pornit o campanie intitulată Familiar nu înseamnă și clar. Suntem aici cu scopul de a povesti despre acești copii. Sunt acei copii care se luptă zilnic cu ritmul clasic al școlii, se confruntă cu bullying, cu excluziune și sunt în cele din urmă afectați de abandonul școlar. Însă, pentru a continua ajutorul către acești copii speciali, este nevoie de tine. Printr-un simplu SMS la 8844 cu textul Ajut, copiii cu cerințe educaționale speciale au șansa la o viață mai bună. Un polonez în vârstă de 53 de ani a doborât recordul pentru cea mai lungă perioadă de stat sub gheață cu întregul corp. Bărbatul a rezistat 4 ore și 2 minute, depășind recordul anterior, care era cu 50 de minute mai scurt. Pentru a atinge acest record, toate părțile corpului său, cu excepția capului și a gâtului, au rămas cufundate în gheață pe toată durata încercării. În plus, omul nu a putut purta alte haine în afară de un șorț de baie. Bărbatul a purtat de asemenea o apărătoare pentru a-și proteja dinții și, bineînțeles, șortul de care vorbeam. Toată lumea a vrut prevenirea rănilor din cauza clănțănitului. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monden cu Covey și Diana Bart, iar de la 20, Sylvester Stallone este Rocky Balboa. La Prima News de la 20 începe proiect de țară România. Prima Sport 1 vă invită în această seară la derby de Milano. De la ora 21.45, AC Milan-Inter este duelul etapei în Serie A și pe primaplay.ro. Să aveți o seară bună pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.